Moartea în condiții misterioase a două persoane din Ploiești a generat o anchetă complexă a autorităților. Doi bătrâni în vârstă de 65, respectiv 71 de ani, au fost găsiți fără suflare în locuința lor, bărbatul în baie, iar femeia într-una din camere. Macabra descoperire a fost făcută de unul dintre cei 5 copii ai lor. I-a găsit băiatul lor. I-a găsit în casă? Da, casă, băieți. Și deci i-a găsit în baie. În baie. Bărbatul făcea baie și nevasta, cum să zic, jos cu telefonul în mână. Inițial s-a crezut că este vorba despre o intoxicație cu monoxid de carbon, dar echipa de intervenție Distrigaz, sosită la fața locului, a constatat că gazele erau închise. Am găsit gazele închise. Deci nu putea fi de la gaze. Nu. Probleme cu coșul, cu altceva, nu... N-au găsit de-astea urme de gaze, probabil inimă. La amândoi? Amândoi erau cam firav cu inima. Vecinii au rămas înmărmuriți când au aflat vestea morții celor doi. A fost ceva surprinzător și pentru noi. Da. Nu ne așteptam la așa ceva. Erau oameni foarte, cum să cade, buni. Vecini, oameni, familie, 5 copii, toți căsătoriți. Nu avem cum uite decât de la noi. Dar uite, cum vi se pare așa, așa amândoi? Nu știu să vă spun, nu știu, chiar nu știu. Știu că dânsul suferea cu inima. Echipa Distrigaz a inspectat contorul de gaze și a verificat și eventuala prezența unor emanații în zonă. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Cadavrele acestora au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Cercetările continuă sub directa coordonare a unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești. În urma efectuării necropsiei se va stabili cu exactitate cauza producerii celor două decese.